Controlele la transportatorii de mărfuri și persoane se desfășoară în două etape, respectiv mai, iunie, octombrie, noiembrie. Până în prezent, inspectorii ITM au descoperit numeroase nereguli. În urma acestor acțiuni de control s-au identificat un număr de 409 deficiențe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere a acestora. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 219.000 lei. Probleme au fost și în ceea ce privește contractele angajaților din domeniul transportului rutier. Mulți dintre șoferi au fost prinși lucrând la negru, iar patronilor au fost sancționați. Valoarea amenzilor pentru muncă fără forme legale fiind de 180.000 de lei, deci 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Și vreau să spun angajatorilor că aceasta este amenda minimă prevăzută de lege, dar eu zic că este destul de mare și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru dumnealor. Reprezentanții ITM au demarat controle la firmele de transport rutier în urma mai multor sesizări venite din partea angajaților. Am avut 44 de sesizări de la petenți. Toate aceste sesizări sunt în decurs de soluționare. Neacordarea drepturilor salariale, neacordarea a două zile de repaus săptămânal sau neevidențierea muncii suplimentare sunt neregulile pentru care transportatorii de mărfuri și persoane își reclamă cel mai des patronii la ITM. Prima serie de controle se încheie la sfârșitul acestei luni. Verificările vor fi reluate în luna octombrie, când inspectorii ITM vor vedea dacă angajatorii au respectat măsurile impuse.